Кухнешт. Бесірика наштері мечі, домнул один сатул кухнешт, интро дивер конститую подуаба сатулу, а ще зад интро питоряска валі ареулуй пруд, ла 3 кілометрі ді граніца куроминія. Ачес свинт локаш, а фост анелцат ла дорінца луй Константин Тома Бодеску, ку міжлачлі бенешт донати ді ачес ктітор, карі репосат ла 8 апрілія, омі обсуті шапті зічі дой. La 26 noiembrie a acelui ași an a avut loc sfințirea temeliei cu stăruința lui Alexandru Bodescu, fiul reposatului. Construcția a durat până în anul 1878. Biserica a fost zidită din piatră și cărămidă roșie. Primul slujitor a fost preotul Ioan Oatu. În anul 1902, paroh era preotul Ioan Baidan. Pe acele timpuri, satul număra 459 de gospodării. La slujbele bisericești veneau credincioșii și din satele învecinate, bisericani, cot și altele. Funcția didascăl o deținea cântărețul Nicanor Levitski. El a slujit cu părintele Ioan până la anul 1940. Din 1941 până în 1945, parohia a fost deservită de preotul Vasile Magdeu împreună cu dascălul Vasile Tascu. În anul 1945, biserica a fost închisă și abia în 1989 a fost redeschise și restaurate. Sfințirea lacașului a fost oficiată de protoierii Gheorghe și Gurie Țâmbaliuc. Din 1991 și până în prezent, parohul bisericii este protoierul Gheorghe Rodnitski, care are multe grijă de întreținerea Sfântului Lacaș. Între anii 93 și 94 în biserică s-au făcut lucrări de reparație pe interior, iar din 1997 până în anul 2000 a fost efectuată pictura murală de către un pictor din România. La 7 noiembrie anului 2000, parohia Cuhnești s-a bucurat de vizită în al preasfințitului Vladimir, metropolitul Chișinăului și al Moldovei, care a săvârșit sfințirea bisericii fiind însoțit de un sobor numeros de preoți. În perioada dintre 2007-2010, biserica a fost restaurată capital cu suportul financiar al domnului Andrei Coman, care și acum susține îngrijirea Sfântului Lacaș. După recentă renovare, biserica a fost resfințită de preasfințitul episcop Markel la invitația parohului și a ienoriașilor.